De la începutul anului, la Spitalul Județean de Urgență din Slatina s-a înregistrat o explozie de copii aduși pe lume de către mame care nu au împlinit 18 ani. Mai mult, numărul micuților abandonați în spital este din ce în ce mai mare, conform reprezentanților unității sanitare. Referitor la numărul de cazuri sociale, nu au fost abandonuri reale. Am avut un număr de 5 cazuri sociale care au fost preluate în sistem de asistent maternal. Ca și cauze principale ale acestor copii ar fi starea materială precară a familiilor și pe locul 2 ar fi bolile psihice ale mamei. Există mame cu schizofrenie, cu oligofrenie, care nu pot prelua acești copii în familie. Peste 40 de minori au născut în acest an la spitalul din Slatina. În general, tinerele însărcinate la vârste fragede provin din familii dezorganizate care trăiesc mai ales în mediul rural. Ca și mame minore, am avut un număr de 44, cu vârste cuprinse între 13 ani și 18 ani împliniți. Cauzele acestor ar fi mediul social în care trăiesc, predominant în mediul rural, familii defavorizate, abandonul școlar, tradiția obiceiurilor în unor familii de etnie romă, de exemplu. Cele mai multe sarcini la vârsta adolescenței sunt puse pe lipsa informării. Nu există o singură vină atunci când vorbim de proastă informare asupra sexualității, ci există o responsabilitate la nivelul întregii societăți.